Vă mulțumim mult pentru păstrarea și promovarea tradițiilor strămoșești, pentru timpul oferit nouă, crihănenilor, pentru farmecul sărbătorii de azi, care la sigur va rămâne în istoria satului nostru. Și acum vreau să invit în scenă toți meșterii populari care au dat start invitației noastre și au venit astăzi la noi cu meșteșugurile dumnealor. Deci au meșteșugărit ei în lemn, în biser, în diferite, cu blenuri. Deci haideți să susținem meșteșugurile noastre populare și pe meșterii noștri și să invităm pe toți în scenă. Vă rugăm mult! Vreau toți să iasă în scenă și după aceea stăm de vorbă. Așa, haideți să-i aplaudăm pentru că au mâini de aur și pentru mâinile meșterilor noștri populari se merită de bătut din palme mai mult un pic. Și să știți că noi apreciem foarte mult talentul dumneavoastră, iscusința dumneavoastră și de aceea din partea administrației publice locale Crihana Veche vrem să decernăm diplomă pentru promovarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă în cadrul Festivalului Internațional Capra Turca Breaza domnului meșter popular Vlago Alexandru. Mulțumim mult! Și un pic de atenție din partea Consiliului Local. Mulțumim mult! Doamnei Porumbuceanu Oxana! Mulțumim mult! Drag! Перепелкина Светлана! Și un mic semn de atenție din partea Consiliului Local. Diploma. Doamnei Rusu Maria, care deja a patra oară vine la Crihana Veche. Mulțumesc, Crihana Veche! Sunteți niște oameni super! Vă iubesc pe toți! Sunt a patra oară la sărbătoarea dumneavoastră! Cu anul nou! La mulți ani! Și pentru doamna Rusu Maria, aplauze! Eu sper că cei care ne ajută pe noi un izvar și ceva la izvar să aibă grijă de meșterii noștri. Vă rog foarte mult. Doamnei Fomenco Nina! Și crăcinițele. Doamnei Sinițina Любовь! Запороженко Сергію. Чи Петру Домнявасу, Домну Сергію. Ще реномітулий мєштір популар, каря пощі дечернатку медалі де партія прешедінтілу і Романі, Домну Кожан Константин, Петру мєштір шукаріту анумеку плана. Вам мульцумєск. Дражі пасарабені, дац, дражі романі. Deci să promovăm tradițiile noastre naționale. Frumos e la Crihana. Vinim și la anul, da? Vă mulțumesc! Să știți că vă apreciem foarte mult și pentru dumneavoastră o diplomă de participare și un mic semn de atenție. Ca să sărbați împreună cu familia la mulți ani! Și aș vrea să-i spun un mare mulțumesc unei doamne deosebite care a deschis o afacere în Colibaș. Este vorba de doamna Cucu Ana, care a deschis afacerea care se numește Casa Dulce. Dacă sunt copiii dumneiei aici, aș vrea să-i invit încoace băiatului dumneiei. Deci o diplomă de participare și să știți să transmiteți părinților la mulți ani și să știți că apreciem că ați venit la noi și să ne fie viața dulce nouă tuturor! Mulțumim frumos! Așa, așa să fie! Vă mulțumim mult! Și crăcinițele, vă rog frumos să-i luați în primire pe meșterii populari și să nu plece acasă triști. Și acum, Iulian. Invităm în scenă conducătorii artistici ai ansamblurilor folclorice care au participat la cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional al Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă, Capra Turca Breaza, organizat aici, la noi, în Crihana Veche. De administrația publică locală. Nicolae Arbuz, Mocănașii, Slobăzia Mare. Aplauze pentru Mocănașii! Ana Golovatenko, Giurgiuleanca din Giurgiulești.
Nicolae. Salutări doamnei Tatiana Gălățeanu, Giurgileș și desigur că doamnei Valentina Carastan de la Slobozia Mare, colegele mele care nu sunt aici, dar cred că o să le transmită cei care sunt prezenți aici. Vă rugăm foarte mult! Nicolae Alexandrov, Colinda Orlovka, Cartal, din Ucraina. Aplauze pentru băieții de la Cartal! Valentina Smântână, păstrați corele și cântător artistic! Balanca Raionul Ștefan Vodă! Tudor Luca și Vasile Budescu, Lărguța, Raionul Cantemir. Domnul Nicolae Tarnovski, primar! Numai că dumnealui nu este prezent aici, salutări și dumnealui! Filimon Dimcea, semănătorii Cociulia, Raionul Cantemir. Domnul Vladimir Cutregai și doamna Larisa Boloc, vă rog frumos în scenă, domnii noștri colegi primari. Unde sunt? Vă rog. Domnul Vladimir? Era pe aici. Vă rog. La acolo. Ivan Burimechko, Teatrul Smash and Pet, orașul Taraclia. Mulțumim mult și salutări domnului primar, domnul Sergei Filipov. Larisa Argint, La Stână, Cârpești, Cantemir. Apropo, doamna Larisa mi-a fost, cum se spune atunci, era altă funcție. Cum era doamna Larisa? Moderator. Nu moderator, dumneavoastră mi-ați spus prof. metodist, da, la cursurile de perfecționare, la institutul formator. Așa că dumneie este renumit formator în Republica Moldova și de la dumneie am învățat să citim lecții de educație muzicală la nivel, la standarde europene. Mulțumesc, doamna Larisa, și salutări domnului Băzu Ion, primar de Cărpești. Andrei Tkaci, Limanskoe, Frecăței, Raionul Reni, Ucraina. Salutări, domnul Andrei, bine ați venit, ați revenit la noi la Crihana Veche și salutări domnului primar. Staneva Tatiana din satul Larga. Doamna Tatiana Maidan, colega mea, vă rog frumos în scenă. Sârgiu Vasilisa, ansamblu Mocâncuța din satul Crihana Veche. Aplauze, Mocâncuța a adus faima satului Crihana Veche ani la rând în raion și în afara granițelor raionului Cahul. Și desigur, ansamblu Crihaneanca, Liliana Pujoreanu, fata noastră de suflet. Și acum aș vrea ca palmele voastre să nu obosească să aplaudăm oamenii care poartă în suflet credință, poartă în suflet tradițiile și datinile noastre strămoșești și să-i aplaudăm pentru că datorită lor avem o sărbătoare frumoasă astăzi la Crihana Veche și pentru dumnealor. Și pentru dumnealor, anul ăsta aș vrea ca să arăt în premieră, este mascota festivalului nostru, capra de la Crihana Veche, confecționată de meșterul popular Victor Pelin și făcut special la comandă pentru această sărbătoare și aș vrea ca ei să vă poarte în amintire aceste evenimente, aceste clipe petrecute astăzi la Crihana Veche. De aceea am să rog crăciunițele să mă ajute cu diplomele și o să încercăm să premiem toate colectivele care au fost astăzi participante. Ansamblu folcloric Mocănașii. Aplauze! Înseamnă că nu v-a plăcut! Păi, bărbați, hai tu și adevărați ai neamului! Să răsune peste munți și voi! Hai! Așa, bravo! Ansamblu Căminului Cultural al satului Larga! Aplauze pentru conducător artistic! Mascota festivalului și statuia este simbolul festivalului. Da, doamna Tatiana este... Da, nu văd. Doamna Tatiana Maidan, vă rugăm frumos în scenă. Teatrul Smash and Pet, orașul Taraclia, conducător artistic domnul Ivan Burimechkov. Trofeul și ați fost deosebiți, toți ați fost deosebiți. Ansamblu Căminului Cultural Limanskoe, domnul Andrei Tkaci, conducător artistic,
Deci trofeul festivalul datinilor și obiceiurilor de la Crihana Veche și un mic semn de atenție de partea Consiliului Local Crihana Veche. Ansamblu etnofolcloric Giurgiuleanca. Felicitări, doamnă, și la mai mult și la mai mare. Trofeul. Și să știți că dacă dumneiei reușește să îi învețe pe copiii de mici să trăiască tradițiile, înseamnă că când vor crește mari vor avea cine să ne țină neamul la nivel. Bravo, doamnă! Ansamblu folcloric Colinda. Cartal. Bravo, domnule! Nu e așa ceva la Crihana, nu am mai văzut. Să știți că chiar ne-ar mai plăcea să mai vedem chiar și acum încă o dată și trofeul pe care dumneavoastră îl meritați din plin. Sper ca să vă poarte amintire și ca să vă înduciți și, eu nu știu, numai citrusele numai pentru mine sau și pentru toată lumea este simbolul anului nou. Așa că pentru drum până ajungeți la Cartal să vă înduciți. Mulțumim, felicitări, bravo Cartal! Formația folclorică, păstrați horele și cântul! Bravo, doamne! Bună ziua încă o dată, stimați locuitori ai satului Crihana Veche, stimați oaspeți, mult stimată primar. Noi, plăncenii, am venit la dumneavoastră nu într-o zi obișnuită, dar într-o perioadă atunci când steaua ne vestește că planul Domnului se împlinește și ne aduce în dar pentru întreaga omenire o luminată întrupare, ne-l aduce însuși pe Iisus Hristos. Să vă fie de bine cu nașterea Domnului. Dea Domnul pace, dragoste, credință, deoarece acolo unde este dragoste și pace, este și credință. Unde este credință, este bunul Dumnezeu. Unde este bunul Dumnezeu, acolo nevoi nu sunt. Să vă fie de bine la toți cu nașterea Domnului, la anul și la mulți ani. La mulți ani, Palanca! Se decernează diplomă pentru promovarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă în cadrul Festivalului Internațional Capra Turca Breaza ansamblului folcloric Lărguța! Bravo! Trofeul pe care dumneavoastră îl meritați din plin și vă mulțumim că an de an nu ne refuzați și veniți la noi la festival. Sigur! Diploma se decernează ansamblului folcloric Semănătorii care pentru prima dată anul acesta au participat la noi la festival. Conducător artistic, doamna Popescu Evdochie. Așa, felicitări! Vă rugăm! Diploma se decernează ansamblului folcloric Lastină, Cărpești, doamna Larisa Argint. E un argint, ce să-i facem? Dacă este fiu încă, ce să facem? Și trofeul festivalului pe care dumneavoastră îl meritați din plin. Și acum aș vrea să o invit pe o doamnă care îmi este foarte dragă. Este vorba de doamna Vasilisa Surugiu, care ani la rând în cadrul liceului teoretic actual este gimnaziu, încearcă să promoveze tradițiile și obiceiurile locale prin ansamblul Mocănfuța pe care dumneavoastră l-a creat în cadrul acestei instituții. Felicitări, doamna Vasilisa, vă rugăm foarte mult! Apropo, crihăneanca a crescut din Mocănfuța, deci noi întâi suntem mocănei mici idei, după care îi facem crihăneani mari și zdraveni. Trofeul pe care îl meritați din plin, doamna Vasilisa, și sperăm la mai multe talente din cadrul gimnaziului. Mulțumim mult! Și nu în ultimul rând, diploma se decernează gazdei de astăzi, ansamblului folcloric Crihăneanca, pentru promovarea și valorificarea tradițiilor locale în cadrul Festivalului Internațional Capra Turca Breaza. Liliana!
Ce se poate de spus mai mult? Eu nu aud aplauze pentru că este copilul care merită susținut și de aplaudat. Bravo, Crihaneanca, bravo, Liliana. La mai mult și la mai mare. Așa, și desigur că aș vrea să... Da. Aș vrea să invit aici în scenă pe niște oameni deosebiți care ne-a făcut dispoziție, care ne-a creat atmosferă. Este vorba de bunelul și bunica de la Văleni. Îmi pare foarte rău că nu a ajuns și ansamblul Vălenașii care au acceptat invitația de a participa, dar Văleni a fost prezent prin dumnealor. Haideți să invităm încoace în scenă bunica și bunelul Văleni. Știe toată lumea despre dumneavoastră. Veniți încoace, vă rog. Pe bunica nu pierdem. Apropo, dobele de la Crihana Vechi care au cântat astăzi caprele este meritul dumnealor care ne le-au făcut cu drag. Bravo! Și pentru dumneavoastră un mic semn de atenție și vă mai așteptăm și la alte evenimente în cadrul organizației de administrația publică locală la Crihana Vechi. Să trăiască festivalul Capra Turca Breaza! Mulțumim și nu putem să vă auzim și pe bunica! Ne mulțumim de invitație! Doamna primar, să fii sănătoasă! Și dacă mai ai vieții, de alta nu trebuie să fii invitați la mulți ani la toată lumea. Să ne rugăm Domnului și zile vom avea. Mulțumesc mult! Poftiți! Mulțumim mult! Și acum aș vrea să invit în scenă cei care au fost susținătorii și vreau să spun că niciodată nu, un primar nu poate să facă nimic dacă în spatele lui nu stă o echipă foarte puternică și este vorba de instituțiile publice din localitate. De aceea aș vrea să ofer o diplomă și un mic semn de atenție sau un mic cadou clubului de seniori sau de senioare, că sunt numai doamne până când, sper să se alăture și seniorii din cadrul bibliotecii publice pe care o conduce cu mare drag doamna Maria Cudlenco. Vă rog foarte mult, senioarele de la Crihana Veche, de la Biblioteca Publică. Ele astăzi au avut misiunea să primească cât mai frumos și cât mai interesant cu produse făcute ca la mama acasă, cu mânuțele mămicilor și bunicilor noastre și sper că cei care au gustat din bucatele lor au fost încântați. Vă rog foarte mult, doamna Maria, vă pupăm pe dumneavoastră și pe toate doamnele care au fost alături și ne-au ajutat la acest eveniment. Vă rog! Frumos. Vreau să vă spun că Clubul Senioarilor, care activează în cadrul bibliotecii publice din localitate, au pregătit și s-au pregătit astăzi cu mare, mare drag pentru toți cei veniți la Crihana Veche. Vă dorim sărbători fericite în continuare și să ne vedem și la anul și la mulți, mulți ani! Diploma. Așa. Diploma se decernează și administrației grădiniții de copii, dar în numele administrației se mulțumește tot colectivul grădiniții de copii Clopoțelul pentru că ne-au ajutat să organizăm acest festival la nivel. Doamna Ecaterina, vă rugăm. Mulțumim mult. La mai mult sau la mai mare? Vă rog frumos. Așa. Mulțumim mult. Și desigur că se decernează gimnaziul Mihai Eminescu. Cine vine un reprezentant, vă rog frumos. A fost un partener de nădejde, sigur, și mulțumesc mult. Așa, doamna Vasilisa, 2-1. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc fetelor de la primărie Crihana Veche, care cred că sunt sătule de... Cât de mult le-am presat și am rugat să facem totul ca să fie perfect. Dacă am greșit cu ceva, vă rog să ne scuzați că suntem la finele anului și intrăm într-un nou an și nu vrem să intrăm cu nouă păcate. Și dacă sunt colegi primari care sunt aici prezente și vor să spună ceva, să știți că sunteți bineveniți. Vă rog! Bună ziua, stimați sătenii satului Crihana Veche. Stimați formațiuni din diferite localități ale Republicii Moldova. Noi, practic, suntem dintr-o altă regiune, venim de la Palanca Ștefan Vodă, o regiune de sud-est a Republicii Moldova, influențată foarte mult de vecinii noștri ucraineni și este o mare plăcere și o mare fericire să fim aici alături de dumneavoastră,
pentru a savura din tradițiile, datinile, obiceiurile noastre tradiționale. Ne bucurăm mult să vă vedem fericiți, să vă auzim și să ne încântați cu tot ce aveți noastră mai frumos în această minunată regiune a Prutului de Jos. Noi venim de la Nistru, de la malurile Nistrului și suntem cu inima alături de dumneavoastră, în micuța noastră țară, Moldova, care pe cât ar fi de mică, pe atât este de diferită. Ați văzut că tradițiile și obiceiurile noastre sunt foarte mult diferă, dar suntem un popor, suntem un neam, vorbim aceeași limbă, avem aceeași istorie, suntem de aceeași credință, de aceea vă dorim un an fericit, vă dorim realizări din cele mai frumoase, ne bucurăm pentru dumneavoastră și vă urăm ca în anul care vine să fie un an prosper, să fie un an cu realizări frumoase. Doamnei primar, multă sănătate, putere, voință și dârzenie de a merge înainte, de a face lucruri frumoase spre binele nostru, spre binele nostru a tuturor. Eu vă mulțumesc din suflet pentru ospitalitatea cu care ne-ați întâlnit, ne-am simțit extraordinar aici la dumneavoastră. Vă așteptăm și acum ne simțim, exact. Vă așteptăm cu mare drag, cu alte ocazii și la noi la Palanca. Vă urăm un alt bun, fericit, plin de surprize, minunate. La mulți ani! La mulți ani, doamnă primar, este cea mai bună prietena mea și mă bucur că am avut ocazia în sfârșit sau în final, aproape de finele mandatului, apropo, să vedem tradițiile noastre locale și aș vrea foarte mult în primăvară să vin și la voi. Crihaneanca, mergem la Palanca? Mergem. La Cocilie am fost. Domnul primar. Eu văd că voi peste tot ați fost. Vă felicităm. Foarte calitativ. Extraordinar de frumos. Larg, cald, consistent, elegant, diferit. Cred că măriile voastre care sunt aici i-ați provocat pe toți, pe artiști și pe doamna primar să facă frumos și s-o provocat și mai înainte să facă lucruri frumoase cu sărbătorile de iarnă la toată lumea. Ne-am simțit mai bine ca acasă. De atâta că vinui degeaba la dumneavoastră. Mă bucur că v-a plăcut și să știți că sărbătoarea a reușit datorită tuturor dumneavoastră, datorită tuturor conducătorilor, artiștilor, primarilor care au susținut și au acceptat invitația de a organiza acest eveniment, pentru că tradițiile noastre merită să fie puse în scenă, merită să fie valorificate și păstrate. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, dragi creștini! La mulți ani, dragi români! Vrem să vă spunem la mulți ani! Altea. Și sperăm că e mandatul viitor tot dumneavoastră să fiți la conducere. O primăriță excepțională care e de o formațiune nouă, cu viziune nouă și cu un suflet foarte, foarte mare. O bună prietenă a tuturor frecățenilor. Vă mulțumim din suflet și sperăm și la anul să ne revedem. O sărbătoare bună în continuare. Mulțumim frumos! Mulțumim fraților și desigur că vreau să mulțumesc celor care au fost alături de noi. Este vorba de delegațiile din România, Oancea și Lungani, județul Iași. Bravo și dumneilor lor. Mulțumesc mult! Mulțumim! Crihana, la mulți ani! Dragi oaspeți, la mulți ani! Vă mulțumesc pentru tot! Da, sigur! Eu vreau să vă felicit pe toți cu sărbătorile de iarnă și vreau să vă spun una. Foarte tare mi-a plăcut să vin la dumneavoastră și uitați-vă că ieri am avut 15 ani și că azi am 35. 120 de ani, idei n-am unde, la zarbotcă. Așa că folosiți-i, veseliți-vă, iubiți-vă și să știți că lumea asta e una și aveți grijă de așa oameni care au grijă de voi. Dacă avem grijă unul de altul, atunci îi pace pe pământ. Mulțumesc frumos! Bravo! Bravo!